Moralul soldaților din Ucraina rămâne la un nivel ridicat. Grănicerii ucraineni au transmis un mesaj dur pentru cei care dau curs mobilizării lui Vladimir Putin. Vă veți întoarce acasă în saci de plastic. Vestea bună e că soțiile voastre vor primi câte o mașină Lada, a fost mesajul transmis de aceștia. Граждане России, ваша специальная военная операция на 3 дня затянулась, и ваш бункерный лидер объявил утилизацию. А, простите, мобилизацию. Но за 7 месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим вам ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. И сколько бы еще мяса не пришло в Украину, это уже ничего не изменит. Grănicerii ucraineni încearcă să-i demoralizeze pe soldații ruși pe cât posibil și îi asigură pe noi recruți că se vor întoarce acasă fără suflare. Но у нас для вас плохая новость. С большой долей вероятности вы вернетесь домой в черном пакете. Но есть и хорошая. Ваша жена, мать или отец получат белую ладу. Есть и другой вариант. Избегайте мобилизации или сдавайтесь в плен. Выбор за вами. Слава Украине! Foarte mulți ruși încearcă să părăsească țara de frica mobilizării dictate de Vladimir Putin. Conform presei de opoziție din Rusia, aproximativ 260.000 de ruși au fugit în țările vecine, iar numărul lor continuă să crească. Totodată, soldații ruși sunt din ce în ce mai precar pregătiți și slab echipați. Ministrul ucrainean al apărării a publicat recent o conversație tristă între un soldat rus și mama sa, în care se plângea că victoriile anunțate în mass media rusă sunt propagandă, iar în realitate situația de pe front este critică din cauza echipamentului foarte vechi pus la dispoziție.